găsit la Jurnalul TV Sud. Joaca la volan s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din județul Gorj. Copilul de doar un an al cuplului a murit după ce a fost lovit accidental cu mașina de fratele său de 18 ani. Un vecin a văzut întâmplarea nefericită și a sunat la 112 pentru a cere ajutor, însă, din păcate, medicii nu l-au putut salva pe micuț. Incidentul nefericit a avut loc pe 11 august, chiar în curtea casei din comuna Slivilești, acolo unde locuiește familia. Nu se știe dacă adolescentul s-a urcat la volanul mașinii cu acordul părinților sau a furat cheile autoturismului. Cert este că lovitura a fost fatală pentru mezinul familiei. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un tânăr de 18 ani din comuna Slivilești, în timp ce se afla în curtea locuinței de domiciliu, ar fi manevrat autoturismul familiei, moment în care nu l-ar fi observat pe fratele său de un an și patru luni și l-ar fi lovit accidental. Echipajul medical a ajuns la fața locului, a efectuat manevre de resuscitare, însă din păcate a fost declarat decesul copilului. Polițiștii au deschis un dosar penal. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Rămâne de văzut ce sentință va da instanța în acest caz. Gorjul s-a cutremurat din nou noaptea trecută. Seismul de 4,6 pe scara Richter s-a produs imediat după miezul nopții și a fost înregistrat la 7 km de municipiul Târgu Jiu, în localitatea Tetila. Din fericire, nu au fost raportate situații de urgență, însă oamenii s-au panicat și au ieșit afară din apartamente. Ei spun că seismul a fost nu doar puternic, ci și de o durată mai mare decât anterioarele. Mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 12:40 de minute la o adâncime de 10 km. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum se zguduie timp de câteva secunde obiectele din anexa unei gospodării. Cutremurul a creat panică în rândul gorjenilor. Oamenii sunt speriați, nu găsesc explicații și nu știu când se va termina totul. Am simțit foarte tare că stau la etajul 4 și m-a legănat bine de tot. Mi s-au deschis ușile la dulap. Și m-am speriat, adică sunt speriată de mult, de când au început. Ați ieșit afară sau ce ați făcut? Nu. Am stat, am așteptat replica, dar n-am mai simțit-o. A venit, dar nu s-a mai simțit. A venit, dar n-am mai, da. Vă mai așteptați, doamnă, să fie cutremur? A fost o perioadă de liniște. Da. Iar acum, din nou... Ce să facem? Dacă o fi să murim, murim. A spus că vin la copii și mi-a spus că a fost cutremur. Dar... Copiii cum l-au simțit? L-au simțit foarte bine, da. S-au speriat foarte tare, au luat-o pe mică în brațe și s-au pus sub o grindă de beton, că le-a fost foarte frică. Stau la bloc, da, la etajul 2. E mai rău la bloc. E mai rău la bloc, da. M-am speriat puțin. S-au mișcat lucrurile prin casă? Cum nu, lucrurile nu, dar s-a simțit puternic și dar n-a fost de intensitate, adică nu de intensitate mare, n-a durat mult. Sperați să mai fie cu tremurile? Eu... Aș spera să nu mai fie, dar cred că o să mai fie, atâta timp cât se lucrează în județul nostru. Da, probabil au întrerupt o perioadă și au reluat. Deci nu credeți că sunt din cauze naturale? Nu, nu cred, nu cred. Da, cred că sunt... Pentru că n-au fost de atâta timp și dintr-o dată au apărut. Cel mai puternic cutremur din Oltenia a avut loc în luna februarie și a fost de 5,7 grade pe scara Richter. Un primar din Gorj a fost surprins de cutremur în toiul petrecerii. Ion Stamatoiu, primarul din Scoarța, se afla la o nuntă noaptea trecută când s-a produs seismul de 4,5 grade. Edilul a filmat momentul, iar pe imagini se vede cum sala se golește imediat, invitații speriați părăsind sala. Da, s-a dus. Nu s-a dus. Cutremur. Cutremur. La Târgu Jiu cu tremur. Seismul a băgat spaima în gorjeni. Pe imaginile filmate de primarul Ion Stamatoiu se vede clar disperarea oamenilor când au observat că totul se clatină în jurul lor, nuntașii au fugit afară și cetățenii din municipiul Târgu Jiu au ieșit din locuințe. Gorjenii sunt panicați și se tem că în perioada următoare vor avea loc și alte replici. Ieșirea în natură pe munte s-a încheiat urât săptămâna trecută pentru 3 persoane din Gorj. Salvamontiștii au intervenit pentru a acorda ajutor victimelor. Una dintre ele s-a rănit grav și a fost transportată la spital.
Este vârf de sezon turistic, iar accidentele sunt nelipsite pe munte. Pe lângă cazurile de răniți, a fost vorba și de o persoană care s-a rătăcit și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Salvamontiștii gorjeni au intervenit și au încheiat cu succes toate misiunile. Dintre acestea trei, doar una singură a fost un pic mai gravă și a necesitat să transport la spital cu ambulanță. Am solicitat colegii de la serviciul de ambulanță să vină să preia această victimă. A fost vorba de o fractură de picior. Restul au fost cazuri mai ușoare, cazuri pe care am putut să le tratăm la fața locului. E vorba de o persoană rătăcită și de o persoană care a avut un traumatism la parietal, undeva în zona frunții. Directorul Salvamont România vine cu câteva recomandări pentru a evita pericolele. Să urmărească starea vremii, apoi echipamentul corespunzător, să fie atenți cu cine pleacă pe munte, să-și ia o alimentație corespunzătoare pentru această perioadă, pentru că în timpul zilei temperaturile sunt destul de ridicate și alimentele se pot altera foarte repede. Să aibă baterie suficientă în telefon și, dacă îi prinde noaptea, să aibă îmbrăcăminte care să le asigură o protecție termică, pentru că după lăsarea serii temperaturile scad foarte mult. Se anunță vreme cu soare, numai bună de ieșit în natură, așa că nu uitați de sfaturile specialistului. Bătaie ca în Vestul Sălbatic noaptea trecută pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. 6 bărbați din Gorj, Argeș și Dâmbovița și-au împărțit pumni și picioare. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar 5 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Unul dintre scandalagii a reușit să scape și este acum căutat de oamenii legii. Scandalul a avut loc pe strada Luncilor din Târgu Jiu, iar cel mai probabil protagoniștii se întorceau de la festivalul berii, unde chefuiseră bine. Nu se știe de la ce a pornit totul, cert este că strigătele și țipetele i-au revoltat pe cei care locuiesc în zonă. Din cercetări, polițiștii au stabilit că 4 dintre bărbați s-ar fi lovit reciproc cu 2 bărbați în timp ce se aflau pe strada Luncilor din municipiul Târgu Jiu, provocând indignare persoanelor aflate în zonă. Polițiștii i-au prins și reținut pe 5 dintre scandalagii. La data de 21 august, anul curent, polițiști din cadrul biroului de investigații criminale au reținut pentru 24 de ore 5 bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 45 de ani din municipiul Târgu Jiu, municipiul Câmpul Lung, județul Argeș și localitatea Mănești, județul Dâmbovița, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Oamenii legii continuă cercetările pentru a afla de la ce a pornit totul. Nereguli ies la iveală și în centrele sociale private pentru copii din județul Gorj. Angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au făcut controle în cadrul campaniei naționale și au descoperit ilegalități la 3 centre care adăpostesc copiii bătuți de soartă. 10 centre sociale din Târgu Jiu, Turcinești, Novaci și Lelești, dintre care unul de stat și restul private, au fost verificate de inspectorii de muncă încă de la începutul acestei luni. În perioada 1-18 august 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj s-a desfășurat campania națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară următoarele activități. Alte activități de asistență socială cu cazare, cod CAEN 1790, alte activități de asistență socială fără cazare, cod CAEN 1899, activități ale centrelor de îngrijire medicală, cod CAEN 1710, activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, inclusiv spitale. 2 centre din Târgu Jiu și unul din Turcinești, toate private, au fost găsite cu nereguli, iar inspectorii au dispus măsuri pentru patroni. Au fost verificați 10 angajatori și au fost dispuse 8 măsuri de intrare în legalitate. ITM Gorj continuă controlele și în perioada următoare la toți agenții economici. Marcel Romanescu a reacționat după scandalul din coaliție. Fostul lider al organizației municipale a PNL susține că tot mai mulți liberali pleacă la PSD. Edilul a declarat că 51 din cele 56 de organizații PNL de la secțiile de votare din municipiu au trecut la PSD. Marcel Romanescu a declarat că în organizația municipală erau peste 1000 de membri, însă erau în baza scrisă, nu și în cea electronică. Noi cred că aveam în jur de 1200-1300 de membri. Din păcate, într-o perioadă anterioară, acei membri trebuiau transferați într-o bază electronică de date. Nu s-a făcut acest transfer, mai mult decât atât, inclusiv oamenii care am avut transferați în acea bază de date, într-o perioadă de un an de zile, o parte dintre ei au dispărut. Deci electronii nu se poate găsi niciodată, mai mult decât atât.
Domnul Iordache are o mică problemă pe care trebuie să și-o rezolve. În momentul în care vii într-un partid, este clar că nu vei cunoaște resursa umană. Oamenii care, din păcate, au părăsit Partidul Național Liberal sunt și erau membri, în momentul de față nu mai sunt, că deja și-au depus adeziunea, erau membri ai organizației municipale cu adeziuni depuse. Da? Noi când am plecat din acel birou de pe Bulevardul Unirii, am lăsat baza de date fizic în sediul de pe Unirii, electronic. Nu ne privește pe noi, pentru că nu noi făceam această introducere în baza de date, ci organizația județeană care ulterior trimitea într-o bază națională de date. Nu știm ce s-a întâmplat între timp, dar încă o dată confirm faptul că toți cei care au fost cu adeziune la Partidul Social Democrat au fost membri ai organizației municipale și nu orice membri. V-am spus, dacă aveam 1200-1300 de adeziuni, aici vorbim de nucleu dur al organizației municipale, vorbim de responsabilii secțiilor de votare. Mai sunt doar 5 secții de votare la momentul acesta care au rămas cu adeziune la Partidul Național Liberal. În rest, cele 51 de secții cu președinte, vicepreședinte și secretar, așa conform statutului Partidului Național Liberal, deja sunt la Partidul Social Democrat. Deci 51 din cele 56 de secții de votare după această trecere sunt nefuncționale. Fostul lider al PNL, Târgu Jiu, a declarat că în fiecare secție de votare sunt în jur de 20 de membri. Că ne facem un calcul, nu era un număr exact, sunt în jur de 20 de membri în fiecare secție de votare, pentru că vorbim de 1200-1300 de adeziuni și 56 de secții de votare în tot municipiul Târgu Jiu. Deci pe o medie ar fi în jur de 20 de membri pe fiecare secție de votare, din care membrii în biroul secției de votare erau cei 5 pe care îi aveam prevăzuți în statutul Partidului Național Liberal. Cei 5 în 51 de secții de votare nu mai sunt astăzi membri ai Partidului Național Liberal, organizația municipală, dar v-am spus, trebuie să facă diferența între forma fizică, adică adeziunea pe hârtie, și ceea ce s-a introdus în baza de date. În baza de date greșeala nu ne aparține, pentru că e o bază de date care trebuia transmisă organizației naționale prin intermediul biroului permanent județean și prin organizația județeană. Pe o platformă pe care am înțeles au fost niște probleme. Au fost făcute foarte multe modificări, au dispărut membrii de acolo, n-am primit o cartelă, da, care să confirme faptul că acei oameni erau membri ai Partidului Național Liberal, dar noi îi cunoaștem foarte bine pentru că am fost cu ei în ultimii 7 ani de zile în toate campaniile electorale, de sunt oamenii care au dat câștigătorul la alegerile sau câștigătorii la alegerile locale, parlamentare și europarlamentare din 2017 încoace. La sfârșitul săptămânii trecute, PSD Gorj a anunțat că 300 de liberali din organizația municipală au trecut în Parca Social-Democraților, însă președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a declarat că este o dezinformare pentru că PNL Târgu Jiu nu numără mai mult de 160 de membri. Digitalizarea lasată este un proces greoi. La nivelul județului Gorj, doar puțin peste 20 de primării sunt conectate la platforma online pentru plata taxelor și impozitelor. Deși nu implică costuri suplimentare, edilii nu se grăbesc să facă pasul către digitalizare, pentru că oamenii de la țară preferă plățile direct la ghișeu. Prefectul de Gorj a declarat că a notificat toate primăriile din județ care nu s-au înrolat până acum în ghișeul.ro. Iulian Popescu susține că dintre cele 70 de UAT-uri de la nivelul județului, doar 23 s-au înscris în platformă. Chiar de anul trecut există și versiunea mobilă a acestei aplicații, deci pe telefonul mobil poate fi accesată și din câteva clicuri se pot plăti toate taxele și impozitele locale, plus alte plăți specifice arondate unităților administrative teritoriale. În județul Gorj am cerut o situație la zi către Autoritatea pentru Digitalizarea României și din cele 70 de UAT-uri avem doar 23 înrolate pe ghișeu.ro. Această înrolare nu necesită costuri și aduce foarte multe avantaje, așa că am trimis o adresă către toate primările ce nu sunt deja arondate în ghișeu.ro să facă cât mai urgent acest demers. Le-am trimis și toate modelele de hotărâre de consiliu local, de formulare, tot un format editabil, plus un ghid de înrolare. Prefectul de Gorj speră ca în 2 săptămâni toate primăriile să se digitalizeze. Aștept ca în următoarele 2 săptămâni, majoritatea UAT-urilor din județul Gorj să se înroleze și județul Gorj să devină un județ performant în ceea ce înseamnă digitalizarea. După aceea mai avem o înrolare în ceea ce înseamnă
conectarea la DRP CIF, la permise, de asemenea și legat de sistemul de evidență a populației. Avem alte aspecte ce țin de digitalizare care sunt deja în producție, urmând ca toate unitățile administrativ-teritoriale să se înroleze și să beneficieze de această conectare la sistemele centralizate. Le vom lua pe rând, tocmai ca să fie simplu și pentru, și pentru primari, și să putem monitoriza evoluția în acest proces de digitalizare. De fiecare dată când vom avea oportunități și noi soluții facile de digitalizare, cu siguranță le vom discuta cu primarii, îi vom convoca, le vom explica, vom merge pe tot ceea ce putem să să explicăm și să subliniem avantajele oferite de digitalizare. Platforma ghișeul.ro a fost creată pentru a scuti cetățeanul care vrea să-și achite dările de drumul până la primărie. Gorjul nu scapă de caniculă. Începând de ieri și până astăzi, disconfortul termic a fost unul destul de ridicat. Codul galben de caniculă instalat în mai multe din județele țării, printre care și Gorjul, a adus temperaturi de peste 33 de grade. Județul Gorj este lovit de un nou val de caniculă. Începând de ieri și până astăzi, respectiv 20 și 21 august, valul de căldură va persista, iar în zonele de câmpie și local în cele de deal și podiș va fi caniculă. Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar minime se vor situa între 17 și 24 de grade. Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării pe tot parcursul săptămânii viitoare. Luni, în județele Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Constanța, Ilfov și municipiul București, valul de căldură și canicula se vor intensifica, cod portocaliu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi maxime de 38 până la 39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa peste pragul critic de 80 de unități. Cetățenii sunt așteptați să ia parte la Simpozionul Național de Pictură și Grafică Iosif Keber, care se va derula în data de 22 august la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara. Mai mulți artiști vizuali vor participa la această activitate. Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, Filiala Târgu Jiu, AUAP, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu și Liceul de Arte Constantin Brăiloiu invită cetățenii la deschiderea Simpozionului Național de Pictură și Grafică Iosif Keber, care va avea loc la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara, în data de 22 august, orele 13. Simpozionul, care face parte din manifestarea artistică Atelierele Constantin Brâncuș, ediția 2023, se va ține la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara în perioada 22-31 august 2023 și are drept curatori pe artistul Vasile Fuiorea pentru secția pictură și pe artistul Florin Gheorghiu pentru secția grafică. În paralel cu acest eveniment inaugural, se va desfășura și deschiderea concursului de benzi desenate acasă la Brâncuș, la care participă elevi din clasele 9-12. Regulamentul concursului va fi postat pe site-ul instituției. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Perpelea și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!